Fraților, săptămâna trecută mă dădeam și eu pe booksexpress.ro și am dat peste o carte cu titlul Poți să mori dacă ții bășinuțele în tine? Evident, am adăugat-o instant în coș. Uite 5 întrebări inutile cu explicații fascinante. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. 1. De unde vine termenul de lună de miere? Pentru abonații Zaiafet norocoși care nu s-au căsătorit încă, luna de miere e vacanța de după nuntă unde cheltuiești și mai mulți bani ca să vezi lebedele din Londra sau pinguinii din Antarctica. Conform statisticilor, cu cât cheltuiești mai mult, cu atât divorțezi mai repede. Până de curând, istoricii credeau că termenul lună de miere se referă la un obicei babilonian. În Babilon, ăștia beau mied, adică un fel de bere de miere. Se spune că tatăl miresei îi oferea mirelui mied timp de o lună de la căsătorie ca să-l bea și să devină mai vesel, mai puternic și mai fertil. Deci mierea se referea la mied și luna la perioada în care primea ăsta mied. E o explicație interesantă, dar falsă. Nu știu cum sunt socrii voștri, dar al meu îmi dorește multe, numai fertilitatea nu. Între timp știm că termenul de lună de miere a apărut pentru prima dată înscris în anul 1552, într-o lucrare de Richard Hulue. Richard spunea clar că luna de miere e luna de după căsătorie, când totul e dulce ca mierea. Concluzia, în căsătorie ești fericit o lună, după care urmează deceniile de murături. Copyright Horică 2018. 2. Ce e serul adevărului și cum funcționează? Serul adevărului e un termen generic sub care stau o groază de substanțe folosite pe parcursul timpului pentru a interoga un individ și a-l obliga să spună adevărul. Inițial îl îmbătau cu vin. Evident, nu funcționa. La băutură, eu am recunoscut următoarele adevăruri. I-am spus unei tipe că am fost campion la not. I-am spus altei tipe că sunt o rudă îndepărtată a familiei Cantacuzino și că aș putea moșteni palatul. Și în final, i-am spus uneia că dacă nu se culcă cu mine, mă sinucid. Mă mir că nu sunt virgin și acum. Între timp, grație chimiei, am trecut de la vin la substanțe din ce în ce mai sofisticate. Niciun ser al adevărului nu e 100% eficient și agenții secreți pot fi antrenați să contracareze efectele. Se presupune că cel mai bun ser e SP-17, utilizat de KGB în timpul interogatoriilor și pentru a confirma periodic loialitatea agenților săi. SP-17 era extrem de eficient datorită absenței gustului sau mirosului atunci când era adăugat în secret în băutura țintei. În plus, avea capacitatea de a dezlega limbile și de a șterge toate amintirile victimei din timpul interogatoriului. Pare nițel fantezist, eu unul nu cred nicio informație KGB până nu e confirmată de multe alte surse. 3. De ce nu cad păsările din copac când le ia somnul? Mai ții minte când stăteai sub pom noaptea și așteptai să cadă păsărelele somnoroase? Nu? Adică aveai lucruri mai bune de făcut? Secretul somnoroaselor păsărele e gheruța. Cu piciorușele alea amărâte, păsărelele pot merge, pot țopăi și pot apuca obiecte. Cu ajutorul gheruțelor, ele se pot prinde de o varietate incredibilă de suprafețe. Când se agață de o creangă, gheruțele se înfășoară în mod automat în jurul crengii și tendoanele gheruțelor acționează ca un lacăt. E vorba de un reflex involuntar care le ține lipite de crenguțe. Deci nu poți să vezi păsări căzând din copac, dar poți admira somnoroase păsărele. Pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. 4. Îți afectează luna plină comportamentul? Din Evul Mediu încoace, lumea crede că oamenii se comportă diferit în seriile cu lună plină. Pe vremuri, ăștia credeau că luna plină scoate tot ce e mai rău din oameni. Se înmulțesc crimele, sinuciderile, lumea e mai agresivă și sunt mai multe accidente. De aici vine și termenul de lunatic, adică un fel de nebun. Ăla cu comportament anormal, nu ăla care se mișcă în diagonală pe tabla de șah. Hashtag glume cu șah. Pe vremuri, treaba cu luna era mult mai serioasă decât acum. În secolul XIX, un criminal putea spune că a fost afectat de luna plină și, din când în când, dacă o spunea cu suficientă convingere, îl lăsau nepedepsit. Culmea, se pare că nu e vorba doar de o superstiție. Un psiholog de la Universitatea din Miami a studiat rata crimelor timp de 15 ani și a demonstrat că aceasta crește nițel în timpul zilelor cu lună plină. Apoi a repetat experimentul folosindu-se de datele culese din alt stat și a dat peste rezultate asemănătoare.
Nimeni n-are nicio explicație clară pentru treaba asta, dar unii au făcut niște presupuneri absolut cretine pe care nu pot să nu le menționez. Unul din America crede că de vină e ciclul femeilor care se repetă tot la 28 de zile distanță. Altul crede că de vină e apa din corpul nostru, care e atrasă de lună, așa cum se întâmplă cu oceanele. Deci ăsta crede că omul are maree, deși nici măcar lacurile nu sunt suficient de mari să aibă maree și marea asta are loc de 2 ori pe zi, nu o dată pe lună. Alți cercetători s-au uitat peste datele culese și au tras concluzia că, cel mai probabil, corelația dintre luna plină și criminalitatea ușor crescută e o coincidență. Deocamdată nimic nu e limpede, așa că fiecare e liber să creadă ce vrea. 5. Când și de ce a apărut jocul ruleta rusească? Ruleta rusească e cel mai pervers joc din lume. Pui un singur glonț într-un revolver, îți pui arma la tâmplă și tragi. Poate nimerești singurul glonț, poate nu. În orice caz e destul de clar că ești imbecil. Butoiașul pistolului are o capacitate de 6 gloanțe, așa că ai o șansă din 6 să mori. Spre deosebire de situația în care nu-ți pui singur pistoale la tâmplă, caz în care șansele tale de supraviețuire sunt dramatic mai mari. Întrebarea e de ce naiba există jocul ăsta și când a început. Există mai multe teorii. Una spune că totul a pornit din Rusia cândva prin secolul XIX, când prizonierii erau forțați de gardieni să joace în timp ce gardienii pariau pe supraviețuitor. O altă teorie spune că ofițerii ruși disperați jucau ruleta rusească în fața altora pentru că oricum se aflau în prag de sinucidere. După cum vă dați seama, armata rusească e o distracție continuă. Povestea cu ofițerii pare mai veridică din moment ce așa e descrisă prima dată ruleta rusească într-o povestire scurtă publicată de George Surdez în 1937. Culmea, Georgica povestește cum ruleta morții e jucată de ruși în timpul primului război mondial, în timp ce se aflau pe teritoriul României. Un istoric argumentează că jocul nu era jucat decât de nobilimea care avea acces la pistoalele străine, din moment ce butoiașul pistolului standard rusesc nu poate fi învârtit. Ca multe alte lucruri, cel mai probabil nu vom afla niciodată povestea adevărată a jocului. Și pe locul 6, există oameni care au fost crescuți de animale? În literatură avem multe exemple de personaje fictive crescute de animale. Mowgli din Cartea Junglei, de exemplu, sau Tarzan. În realitate există cel puțin 100 de cazuri de copii care au fost crescuți de sau au trăit cu animale. Primul caz faimos de copil crescut de animale a fost Peter, copilul sălbatic, care a fost descoperit în zona Hanovra în 1727, când avea 12 ani. Era zdrențăros, se cățăra în copaci și mânca plante. Nu știa să vorbească nicio limbă. Se pare că majoritatea copiilor crescuți în sălbăticie au mari dificultăți cu învățarea limbii și integrarea în societate. Chiar dacă e mai puțin documentat, un caz interesant e cel al copiilor lupi descoperiți în 1341 sau al băieților urși descoperiți în secolul 17. Două fete pe nume Kamala și Amala au fost descoperite în India în 1920 și se presupune că au fost crescute de lupi. În 1991, la vecinii noștri din Ucraina, s-a găsit o fetiță de 8 ani care fusese crescută de animale. Părinții ei erau bețivi și nu puteau avea grijă de ea, așa că fetița trăia într-un coteț din spatele casei, fiind crescută de o haită de câini. De fapt, se comporta mai mult ca un câine decât ca un om. Mergea în 4 labe, lătra, mârâia și își mirosea mâncarea înainte să o mănânce. O chema Oksana Malaya și în anii petrecuți alături de câini a reușit să-și dezvolte în mod impresionant simțul auzului și al mirosului. După ce a fost descoperită, a trăit într-o instituție pentru oameni cu deficiențe grave, unde a învățat cu mare dificultate să vorbească. Toate cazurile astea demonstrează că un om poate fi crescut de animale, dar că realitatea e mult mai nasoală decât ce a pățit Tarzan. Cam atât pentru astăzi, astea au fost doar 6 din cele 150 de întrebări ciudate cu răspunsuri interesante din cartea Poți muri dacă ții bășinuța în tine? De Andrew Thompson. Link cu cartea în descriere. De asemenea, am pus alt link către o carte interesantă scrisă de o tipă care a lucrat mai mulți ani la un crematoriu. Inițial mă gândeam să scriu ceva și despre asta, între timp am renunțat la idee, dar merită să vă recomand cartea. Clipul de astăzi este sponsorizat de BooksExpress.ro. Dacă nu știați, BooksExpress este librăria online de unde poți să cumperi simplu și ușor orice carte din lume. Dacă te tentează sau ai deja o listă de cărți străine pe care ți le dorești, folosește codul ZAIAFET înainte de finalizarea comenzii și ai 10% reducere. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să ne urmăriți și pe Instagram și să dați clipul ăsta mai departe pe Facebook. Să se audă ZAIAFET peste tot pe internet. Santuri Bicle!